Pe 13 iunie 90, când au fost împușcați, omorâți, bătuți, sechestrați și așa mai departe, cei din piața, studenții special și cei din piața universității, nici eu, nici minerii nu eram în București. Eu sunt om de principii și toată viața mea am luptat pentru dreptate, adevăr. Nu simțiți nicio culpă pentru morții din aceste mineriade? Eu n-am morți pe conștiință. În pușcărie, în 11 ani, dacă vreau, vă omoram toți conducătorii. Toți! Păi cu mine era mafia siciliană, mafia chineză, toți erau cu mine. Și eu eram șeful pușcăriilor în România. În oglindă, în fiecare vineri, de la 10 seara, pe Canal T2.